Salut a toți și bine v-am regăsit la un nou episod, astăzi cu destule eventuri, printre care multe și nenumărate și nenumărate, așadar haideți să începem! O vom lua de început cu acest minunat top-up pentru niște chestii care, ce să vezi, au venit și ele după o perioadă destul de lung, scurtă de timp. Nu cred că era chiar așa de mare nevoie să vină neapărat astea. Bine, poate pentru păr și maxim bandana, pentru că cam pentru astea sunt jucate marionetele. Părul care arată wow și bandana care din nou arată și ea wow. Deși astea două arată puțin mai ciudat, dacă stai să te uiți, însă cui pasă, pentru că cam toți vor asta. Nu prea cred că o să am de ce să dau sau ce să fac cu asta. Dacă iau top up-ul și mai pică încă, nu știu, un blueprint maxim, îl iau pe ăsta sau na, încă un păr pe băiat, că nu strica la colecție. Mai departe, continuăm cu ceva interesant, dacă pot spune, ceva ce o să vă lase pe deoparte cu gura căscată și pe de alta nu. Deci, în primul rând, este vorba de pumni care o să vă lase cu gura căscată și acum o să cadă, pentru că este timpul să vedem prețurile. Da, ce să-i ceri, Garena? Rigosule. Deși cred că deja suntem obișnuiți să existe niște prețuri mai frumoase decât la orice alte chestii, în total ducându-te undeva cam pe la... Da, cam 3000 de diamante, ca orice altă ruletă de asta foarte specifică, cum a fost și Thompson-ul, dacă nu mă înșel, deci cam pe acolo cu vreo 3000 de diamante. Și unde se află emote-ul ăsta cu un sac de box, care din păcate se pare că îl boate sacul, na, ce să vezi. Și evident și skin-ul pe pumni, care dacă stau și ascult atent, sunt ca niște furnici, dacă ia... Da, ceva de genul. Trecem și mai departe cu o nouă chestie și mai interesantă. Aici avem pre-order-ul pentru următorul Elite Pass, care din păcate este o placă, nu este chiar ceva mult mai așteptat. Arată ca aspect foarte bine, însă în continuare prețul este foarte interesant. Și bineînțeles costumele, care sunt în tematică carnaval, Halloween ceva, pentru că dacă vă uitați atent are și un ochi acolo pe partea cu pălăria și mai este și niște mâini din ea. Nu știu exact care ar trebui să fie faza, însă... Nu știu, foarte, foarte interesant gândit. Acum partea proastă o să fie că nu prea cred că o să ai cu ce să combin chestiile astea. Poate doar face paint-ul, pentru că mă gândesc că o să fie face paint, pentru că văd acolo ceva în spate. Sau să fie capul negru sau ceva. Și după care este masca și, bă, interesantă ideea. Dacă o să fie un face paint, unde capul o să fie complet negru, o să fie ceva. Și bineînțeles și costumul pe fată, care, ca de obicei, costum pe fată trebuie să pară cât mai arătos, să zicem. Trebuie să aibă ceva la care să îți dea ochii. De data asta este bila asta frumoasă, care, după cum puteți vedea, este și în flăcări. Și în rest, costumul, ce să zic, văd că și ăsta are un anumit face paint, care nu este chiar pe toată fața sau ceva. Văd care cumva ochii pare să aibă negri complet, interesant. După care vine masca asta pe față și capul, unde aparent are două cuțite pe care acum le-am văzut. Acum că mă uit atent la poza asta, văd și o grenadă, de care sunt curios să văd dacă chiar o să păstreze forma asta sau nu știu, o să o schimbe. Văd că mai este încă una sus acolo și mai văd și un skin pe spas, însă cui pasă, pentru că știm cu toții că nu o să dea nimic. Adică, na, fiind din PES, este clar că nu o să dea nimic. Mai departe este o ruletă puțin diferită față de ce a fost înainte. Dacă înainte dădeai diamante ca să primești jackpot-ul și orice chestii mai erau pe acolo, ei bine, acum poți să iei doi doctori, o chitară și orice ar trebui să fie chestia asta. Sunt convins că voi deja vă duceți în comentarii și scrieți, deci da. Și ca de obicei, sarcina voastră principală este să spargeți diamante, pentru că ce altceva te-ar pune Garena să faci dacă nu include și niște diamante pe acolo. Ce să zic, tipic Garena, adică nu prea mă mai surprinde nimica. Și să ne uităm de ăsta, care este costumul pe băiat din setul cu KO, knockout, orice ar trebui să fie, care a venit la glorioasa, frumoasa și nenumărata de frumoasa ruletă Token Tower, ca și maneta aia de veteran și toate chestiile care au fost. Mi se pare interesant că n-am mai vrut să mai pună un free spin, ceva acolo ca să mă ridice tensiunea, nu, direct dai diamante dacă vrei să-l iei. Și în rest, da, cam asta este costum, are și o animație pe care nu o să stăm să ne uităm la ea, are niște șlapi foarte frumoși, o centură foarte frumoasă, niște mâini foarte frumoase. Bun, cred că l-am lăudat destul, hai să mergem mai departe. Mai departe se află la Survivor Journey, cred, da, exclusiv după atâta timp vedem și un rename gratis. Tot ce trebuie să faci este să te joci 5 meciuri cu prietenii. Asta dacă ai prieteni, dacă n-ai, da, ne pare rău. Dar stai liniștit, pentru că nici eu n-am prieteni și asta înseamnă că nici eu nu o să-l iau. Da, interesant, ce să zic, să te lase ei să-ți schimbi și numele pe gratis, mai rar să vezi așa ceva
Pe jocul ăsta. Și ca o ultimă chestie, avem PES-ul care este terminat după atâta timp, habar n-am cum a reușit, însă da, dăm claim al pentru că nu vă interesează, dăm aici și vedem toate premiile care urmează să apară. Multe. Ok, avem placa, avem ăsta, avem lootbox-ul, nu mă interesează, avem costumul și aparent a dat costumul open, ok, și avem și o cutie în inventar. Deci, ca de obicei, sunt consumabile, creituri, ok, avem și astea care aparent sunt toate alea combinate. Hai să ne ce pică din ele, pică 5, 4, 4, 3, bă, văd că pe 40 a picat, da, a picat cam cel mai mult, a picat 5 cu 4 și cu 4, cred. Avem și astea, din astea ce pică fragmente și iară fragmente. Ok, și acum, stai, să le deschid pe alea bune, ok, bun. Dăm aici și vedem că sunt două din care o să pice. Dă băiatul, dă băiatul, dă băiatul, nu, băiatul, dă. Aoleu, doamne, prost sunt, doamne, prost sunt, doamne, prost sunt, doamne, prost, cum să merg băiatul. Doamne, că dacă îmi dădea băiatul că l-am cerut, chiar când închideam filmarea, nu mai stăteam la discuții. Da. Ok, și presupun că asta a fost și cu costumul. Doamne, bine că a picat. Și cu toate astea fiind spuse, nu ne mai rămâne nimic altceva decât să dăm frumos meciul, ca de obicei, și să-l câștigăm. Deci am apăsat aici, vreau să apăs aici și pa. Oh, ia uite. Oh, a, bă, 5 de bani. Hai, dă-mi altceva, dă-mi, 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 unde? Oh, aici. Hai, 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 hai. Sold out. Păi cum să nu? Păi cum să nu? Și acolo, când ajung eu, să fie sold out. 3, 2. Ce am zis? Bun, hai să vedem unde să mergem. Ok, și iar ca de obicei, mamă, unde e blusul, nu fai, doamne. Acum mă gândesc oare ajungem, cred că ajungem pe aia de sus și după aia, da, cred că o să luăm loot de acolo, că în ritmul ăsta nu prea știu ce să zic. Ia ce văd acolo, văd un med aici, văd ceva armă în față, sper să fie ară, ca dacă este... A, nu e shotgun. A, uite, mă, era un scar aici. Ok, ia aici ce se află. Aici se află, aici se află. A, am înțeles, îmi pică jocul. Da, e bine, da. A, pare în poze și bine lootat chiar și de aici, pentru că am găsit un backpack de 22 arme. Ce se mai cere la zona asta? Bun, și acum cred că o să iau pe... Da, pe aici, că altă scăpare nu prea era. Ok, și acum să înceapă partea amuzantă. Hai să vedem unde să... Înainte de toate... Ok, nu mai nimic pe aici. Ok, și acum să înceapă partea și mai amuzantă. Să vedem ce are să ne ofere zona asta așa special. Până acum numai chestii foarte speciale ce pot spune. Cred că cea mai bună chestie din toată zona asta este ce am găsit acolo sus, că pe aici cam, nu știu, cam bate vântul. Uite, văd meduri, woodpecker. Ma, în sfârșit ceva mai bun decât... O, stai așa, parcă avansează puțin. Dar totuși nu destul, pentru că mai sunt multe chestii pe care trebuie să le găsesc. Că la med acolo, da, la med. Hai, că mai sunt 20 în viață și singurul lucru cu care pot să mă bat e un scar care are termal pe el. E bine, da, e foarte tare. Mai mult noroc acum cu culorile, să vedem ce... Deci nu pot să iau... Am înțeles, n-am spațiu, ok, aruncăm asta. Acum am spațiu, ia spune-mi, am spațiu, ce frumos, mulțumesc. Deci n-am spațiu, iar am înțeles, iar trebuie să arunc. Doamne, doamne, cât mănâncă. Ok. Și mai aruncă unul pe aici. Așa, și nu mai pot să iau, ce minune. Apoi în cazul ăsta mai am încă un medkit, că o duc foarte bine cu medurile. Știi ceva? Cred că ajunge cu zona asta, că o duc foarte rezonabil cu lootul. Ce pot spune? În sfârșit un back pe care să mă ajute mai mult și... știi ceva? Cred că mi-au ajuns 4 scopuri. Lăsăm glurile pentru că am destule. Adică, aia e, când ai lotul lui Dumnezeu, nu cred că îți mai trebuie glurile, ok, luăm ăsta. Și acum suntem gata de aventură. Aventură care mai bine s-ar desfășura mai repede, pentru că mai sunt 19 în viață. Hai mai repede, ai încă 17, da, e bine, foarte bine, foarte bine, cum să rup. Hai, și acum să înceapă aventura, nu? O să-l mai pe 40 pentru că încă nu o duc bine cu atașamentele. Ia aici încă 2 glori, încă un ban. Cred că mai bine am luat mai multe glori, că... Ia, da, chiar, oare câți bani mai am? Mai am încă 2. Ok. O să o luăm foarte frumos pe aici și ce văd eu în spate? Hai, că am înțeles ăsta unde e, la garaje? Da, la garaje. Punem două să fie, am pus unul. Ok, hai să mă depărtez puțin ca să creadă că sunt acolo, dar eu ghiș ce, nu mai sunt acolo, eu vreau să mai încolo. Ia uite-l mă că s-a îndepărtat și el, mamă ce IQ frumos are, el se duce să luteze aia. Ok, atunci în cazul ăsta mă duc și eu. Doamne, cum stă și mă așteaptă, mie să naiba sniper că... Mie să naiba sniper că în rest chiar nu mă interesează. Da, sparge, sparge, cum să nu. Mamă, mamă, ce bine joci. Ia că-i văd capul de acolo, dacă... Vai, s-a jucat. Asta e, acum dacă el n-a vrut să ia lootul ăsta, pot să-l iau eu, ce să fac? Nu mă supără. Și de aici ce pot să arunc? Pot să arunc asta, pot să arunc, ok, pot să arunc atât, dacă în rest am nevoie de tot. Hai, și acum dă-i mare și caută player, pentru că mai sunt 15 în viață și... Acum o duc mai decent cu...
cu atașamentele, totuși mai trebuie să mai avansez cu ceva. Uite, văd un lootbox aici, înseamnă că ar trebui să fie și player prin apropiere cu banii, cum stau banii, banii 14, ma, gata, mă, zeu glorile. Știți, eu mereu m-am întrebat cum ar fi cineva care stă și... M-au zis ceva în față, dar nu sunt sigur. Da, deci cum ziceam, cineva care stă și pândește să stea aici și când e să vină cineva să pună mină și după aia să intre mină, doamne, cum ar fi asta? Știi, acum că mă gândesc din nou, nu vreau să aflu pentru că, nu, stau bine și fără să aflu. Hai că iau MP40-ul ăsta frumușel pe care o să-l iau cu mine de acum încolo. Și încet se mișcă, ia vreau să văd ce mașină. Am înțeles! Aim dacă se poate azi. Să fiu sigur să nu dea cap. Deși la cum s-a mișcat mie cam milă să dea asta capuri. Ce? Eu nu pot să vin pe aici sau cum? Vai de capul meu, câte gloria, mamă, nu cred că am avut atât în viața mea. 37, vai doamne, cred că maxim, nu știu, am avut vreo 25, 30, dar 37, acum mă gândesc oare câte glori pot să iei în total. What? Nu, de ce nu s-a ridicat? Aolo. Da, genial, ce să zic. Tu, ce faci acolo? În cap dacă se... În cap dacă... Aha, da, 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 în cap, în cap s-au dus toate gloanțele, fiți siguri. Mă, de ce nu pune glol? Aoleu, zici că ne batem cu Dumnezeu aici. M-am blocat. Bă, ce e asta? Aoleu, pe ce folosesc eu glurile? În sfârșit, Doamne, iartă-mă că mă bat aici de 50 de ore. Mai sper că are glanțe de... SMG-uri, că dacă n-are, am înțeles, da, sunt pe cont propriu, am pierdut la glori de am spart aici și la gloanțe SMG în același timp, ok, sper că mai este ăla acolo și n-a plecat, că dacă a plecat, Doamne, ce trebuie să-mi fac eu însu... ce tocmai este? Doamne, încep să-mi ve... Uite-mă, stai repede, știu că vrea să vină unul din zonă și s-ar putea să... Bă, da, prost rău trage scarul ăsta, mă jur. Bonul l-a furat, facem așa. Da, mine să tragi, da, cum să nu? Adică, scuză-mi pe mine, hai, mor și tu acolo. 860 și te-ai dus 3, 2, 1 și... În sfârșit. Bă, niciunul nu are SMG-uri. Bă, cum vine mă asta? Când am și eu nevoie în viață de SMG-uri, nu pot să găsesc. Și când am nevoie, nu știu, de arăuri și... Mai știu ce, bă, dar găsesc la arăuri. Doamne, că nici ăsta n-are SMG-uri. Mă, cum vine asta și unde se bat ăștia? Văd că trage direcția asta. Nu mai trage în direcția aia, ok. Am înțeles, vrea să spargă mașina foarte tare. Sau acolo sunt ambii. Am înțeles, bun. Și cam ăsta a fost meciul. 3, 2, 1. Nu am zis, nu. Ok, mi se blochează iPad-ul, ajutor. 3, 2, 1 și... Salut. Da, acolo la final nu trebuia să fie spam, încercam să pun gurul și ghiciți ce nu se punea. Hai să terminăm meciul ăsta că nu... Nu știu, nu, parcă nu-i de mine ce s-a întâmplat în meciul ăsta. Ok, cât a fost? Plus 11, limit 30, cum adică limit 30, limited... au făcut și de asta, nabelea, că au pus și limită ca să nu mai poți să farmezi off. Ok, și cu toate astea fiind spuse, cred că cam atât o să fie și cu videoclipul ăsta. Ca de fiecare dată sper că v-a plăcut și ați înțeles ceva din el, pentru că eu nu și nici voi nu ar trebui.
Da, nu, nu ar trebui. Deci cam asta o să fie tot. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați ca de fiecare dată să apăsați pe acest buton de like dacă v-a plăcut episodul și vreți să îl susțineți. De asemenea, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți și vreți în continuare. Și nu în ultimul rând, nu uitați să dați un share la prietenii voștri care se joacă Free Fire și că n-auziți de mine. Iar noi ne vedem data viitoare.